așa, da? Păi așa, da? Așa, să da? Nu spui că n-ai crezut în mine, în noi. Să nu, cum să? Nicolae deja curățase o găleată de pește și avea foarte mult pește acolo. Marine, m-ai omorât. De ce? De ce? Băinașule. De ce? Păi știi când mor. A început să facă figuri, că el nu, că nu face, că nu, că pește. Dar de ce? De... Păi era să, să-mi văd smață. De ce? De ce, bă, nu poți să faci asta? Neamărin e drac. Să nu cumva să zici că ceva nu-ți place. Dar trebuie să-mi scot astea, că n-am cum poate. Cel mai bine le iei pe ăsta, uite-le. L-ai pus? Apare cu un pește și îl aruncă pe Dani, mă, care ăsta nu suportă peștele. Uite-l, mă, lipit de asta, uite aici, nebunul, uite-l. Cea, am înnebunit. Uite-l aici, nu mă călcui. Nu! S-a dus d***ul până toate bărcile alea, fugea parcă îi dătusem cu bomba, cu grenadă după el. Mă, dar i-am pus în piept și gata. Bărbat să fie frică de un pește. Are și el fobiile lui, mă rog. Dani, eu zice să mergi să aduci scoicile, da. Că poate scoicile nu te deranjează. Nu, alea le fac. Adu-le încoace să facem, mâncem împreună. Eu nu știu ce ți-am făcut eu ție. Da? Dar mai în combinații de-astea mă nu, parte. Nu, dar e bine așa, ca să înveți fata ba, tati. Să vezi? Nu, că să învăț îmi place, dar da. Să fii și într-o echipă cu cineva. O să schimbăm, o să schimbăm și da. Echipele. Deocamdată mai băgat de două ori cu hai. Fitul Vârciu. Dă-i drum acolo, treabă, dă-i drum. Nu-ți convine, pleci, normal. Da, hai. Asta este stilul tatei de a te motiva. Apare și dispare. Cel mai important, că nu știi când poate să apară din nou. Ap cu ap, negru cu negru, alb cu alb. Liviu! Deci acum și strângeți asta de da, pe masă. Da, îți dai seama că primul lucru asta fac. Strâng. Haide, te rog, deci nu lăsa astea aici. Și femeie, ce domnul iertă, mai luat asta? Ce fac? Stai agresivă, stai ce rupi. La, la, la. Se mai deschide. La, la, la. La, la. Da, la, 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 la. Fără neamări, liniște. Sentone l'aria c'è già, la nostra canzone d'amore che fa. Am umblat pe barca, se vizitam motorul, se vizitam cușetul. Mamă, cât de tare! Îți place? Bombă! Am urcat, Alex a făcut o glumă, a închis ușa. Bun, are 25 de ani. Nu așa să fac glumele. E mic, mă, eu îl înțeleg perfect. Băi, dați-i drumul, băi. Parola? Parola. Unchi, tu e r***. Da, greșit. Bă, știi care-i treaba? Ia, lasă-ne aici. Să ne duci și o bere. Lasă-ne aici, mă. Și plănuiam să-l ud, știi, am luat furtunul, i-am zis mai urit eu să meargă la apă, la robină, să-i dea drumul. Dar până am apucat eu să-l ud, a venit un pic. Băi, ce faceți, mă? A fugit. Voi faceți prostii? Băi, oprește-mă apa. Oprește-mă apa, f***. Și tu la fel. Ancora, ancora, neamărin. Și tu, ce tu ne-ai închis acum? Ți-a plăcut? Balamuc și era aici. Nu. Dar ce, bă, ăsta? S-a pus cu furtună sau ce? Nu, ne-a închis acolo. De ce? Nepotul. Neamărine? Fii atent că nepotul ăsta al mata ne-a închis aici. Și fata asta mare și făceam curățenie nimic. Înăuntru. Ai, băi. Păi dacă n-a făcut nimic, eu am vopsit. Cum n-a făcut nimic? Nu face nimic. Am crezut că gata, scoate praștia și ne omoară. L-a prins pe Mauricio, i-a dat două palme. Asta mă cu vopsea. Nu, tata, pentru că i-au tăiat pe peleș până acum am strâns. Da, eu stau și da, am fost dincolo la sol. Știi ce acolo? Ce? Ai, mama, mi-a pus la, rapane. De-aia, crabi, pești. Ce mai facem acum? Ce ne puneți să mai facem? La muncă, uite că urâți niște rapanate ca să faceți niște de-astea. E ușor, e simplu? E greu? Simplu? Mi-a arătat că avem de găurit rapane și alcătuit un șirag. Vă aduc un ciocan, dați gaură în el și le puneți deoparte. Dă-te-o odată și imediat pătrundea cui un rapană. Niciodată n-am mai făcut așa ceva și mi se pare foarte tare. Aveam palmele roșii și îmi zvâgnea mâna. La un moment dat, când chiar am obosit și nu mai puteam, Tatiana băga doar rapanele pe șirag și i-am dat direct. Switch! Ruski. Eu sunt foarte mândră de mine de absolut tot ce am reușit să fac în satul Pescăresc și mă bucur că am avut prilejul să învăț să fac toate lucrurile astea. Într-o zi nu știi cum e viața, măcar te poți descurca. Bă, te-a venit Gogu, mă! A, Gogu, pisoiu, mă, mamai! Bade Gogule, să-ți vezi de sănătate, cam beteag, e bătrân ăsta. Cu fărașul, toate alea de acolo,
le dați la pescăruși? Mi-a plăcut că mai mult bătrâni acolo care se adună, povestesc, râd, beau, mănâncă. Un gegetar! Asta-i paharul cea de stică, e mult, Doamne ajută! Am avut o atmosferă foarte faină, am cunoscut oameni, oameni trecuți prin viață cu poveștilor foarte faine, sincer. E aromată asta, e aromată. Hai și pune scaunele la loc. Hai și trebuie vopsit. Până n-au vopsit, până n-au spălat, până n-au curățat tot vaporul ăsta, nu i-am lăsat. Intră aici și ștergi tot, bordul ăla tot, cu cârpa aia. Da, se poate cu asta? Da, da, da. Așa, din priviri, mi-am dat seama că vrea să facă ceva. Vino cu acea, auzi tu? Ia vezi o cârpă, să ștergi și tu aici la bucătărie. Să ștergi, ia vezi. Că Neamărin zice, între timp că ei face altceva, voi nu stați cu mâinile pe voi, apucați-vă de treaba. Ăștia vor să ne închidă aici. Nu, Doamne, ferește, cum am încercat aia? Vor să ne închidă. Și i-am zis, zic, deci dacă mă închizi aici, pentru că fiind o cameră foarte mică și cu Sandy acolo, zic, nu o să fie bine, pentru că și eu sufăr de claustrofobie ca și tine. Bineînțeles că asta a vrut să facă. Noroc că am pus piciorul în ușă. Deci ai văzut că te-am anticipat? Ce tare! Dar nu i-a ieșit cu mine. Au terminat vreo cu ăsta? Tot. Da, dar mai trebuie să mutăm pe ăsta jos. Hai, sus! Hai, dați-l la jos, hai! Mai aveam un steag de dat jos. Îl dă și pe la repede, el nu s-a pesclat atât de repede. Și ne-am ascuns deasupra unde se conduce barca. Să se reduce în jos, nu? Lasă, nu faci atât de nevo. Nu știu cum, dar ne-a prins. Hai, trage, Sony, de aia, trage, ajută-mă! Da. S-a prins pe la urmă că ne făceam că... Da? A scos praștia. Marina, avem curățenie. Tu de ce? Bang, am dat și noi, a dat și el. Vezi de treaba ta, hodorogule. Uite asta care se distrează tot timpul, aici noi aici lucrăm. Ce? Nu vrei? Hey, nu. Nu pârâma. Toată lumea, dă-i, omoară! Bate-l! L-o zică, lasă-l, bre, nu mai bate. Hai, bre, Neamărine, bre, uite ce drăguț, ce ginga, și-a lăsat și mustață. Nu. Dă-i, ucide-l! Bă, nu fi tâmpit, bre! Vă găuresc! Îi place foarte mult să ne enerveze pe unul. Exact în momentele în care îl vede că e foarte stresat, exact atunci vrea să le enerveze și de cel mai multe ori reușește. Hai, gata, lasă-ne să coborâm, băi! Gata, hai, jos, jos! Ui, ce mare l-am făcut! Când am zis că facem echipă, da. Eu am făcut pește, te-am curt scoicele. Power! Ce-ai văzut? Până la urmă, cam asta e... atmosfera la Neamărin, să zic așa un pic. În toate acțiunile, chiar facem lucruri cu drag și pe bune. Ce chiar up, yo! Îți plac fetițele de când te știu și le... Stai că ești cu fata asta. Ce tâmpit! Hai, Maurizio, hai! Am terminat treaba, am plecat de acolo, am făcut poze. Neamărine! Trebuie să mergem! Liviu! Am făcut o ședință foto cu n-am mai făcut de mult. Marea de oameni, cred că am făcut fiecare cu câte 100 pe puțin. Mulțumesc. Eu vă murdăresc, nu vreau. Domnilor, mi-a părut bine. Sincer, să vă dăm să sănătate. Mulțumim frumos. Treaba încă nu-i gata. Neamărin mai are niște sarcini de dat pe din două echipe. Cules porumb și tăiat lemne. Ambele se vor dovedi bune în jurul focului de tabără. Exact. Se pune la cale o seară finală de neuitat. Nu oprim autorul, că plecăm. Ne-a zis omul ăsta că ne ajută câte lemne vrem noi, atâta ne dă. Dar numai că are nevoie de oameni de muncă, avea vreo 4 oameni care spărgeau lemne. Așezăm niște lemne în partea la circular. Ok.
De aici încărcăm niște rumeguși care pleacă la rampă. Neamărin ne-a făcut rapid niște echipă, eu l-am luat pe Dani. Trebuia să încărcăm niște sagi rumeguși și ca să se ducem într-un depozit. Faci tu cu ăla? Da, hai Liviu, la rea. Hai amândoi, hai amândoi, hai. Duceți-vă voi amândoi. Hai, voi amândoi. Iar echipa cu Liviu, super. Adu lemnele, tu? Și Liviu, imediat unde se duce, la comandă. Eu am luat cea mai grea, chestie mecanizată, foarte complicată, care trebuie să dai cu o forță de vreo 460 de newton pe milisecundă, cu o putere de aproximativ 667 sau 68 de grame pe lovitură, ca să nu cumva să se spargă lemnul altfel decât ar trebui să se spargă. Și eu trebuie să car lemne. Bine, vezi, asta am zis. Dacă stai după el, fac ce vrea el. Hai să schimbăm un pic. Ce? Vreau să provez. Vezi de treaba ta. Te rog. Bună ziua, bine v-am găsit. Auzi ce curte mare aveți, o bogăție mare aici la dumneavoastră. Cu belșug. Avem de făcut mai multe activități decât ne așteptam noi. Avem porumbul de cules. Da. Cocenii de tăiat. Asta chiar mi-era dor. Așa. Și aici facem muncă. Nu, eu am spus. Nu. Da, avem mere de adunat, că facem țuică, ne amărim în fiecare an. Ia țuică de aici pentru toate petrecerile. Mi s-a cam tăiat așa un pic cheful de filmări și de emisiuni. Dar zic, ce să fac? Trebuie să mă mobilizez să fac față. Am înțeles. Și avem de măturat la porumbei. Prima oară cu Larisa am zis, noi mergem la porumb. Eu cu Dan am luat-o dintr-un capăt și Maurițio cu Alex din celălalt capăt la porumb. Stai să-i arătăm și Tatiana ce are de făcut, da? Să nu... Gata. Pe Google Translate. Și atunci am mers eu și Tatiana să culim pe mere. O, sole mie! Cam vrom da te! Ia uite-l, uite-l-o! Da, 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 bine! Bă, nu lucra prea tare! Și Liviu doar dătea două manetă. Să nu bea apă rece! Să nu bea apă rece! Eu stau în gaze! Lento! Stau în gaze! Lento! Doar eu puteam să fiu atât de concentrat și atât de isteț să fac calculele pe secundă. Guști! Acum, făcu Nicolae! Un. Mirosul de rumeguș pentru mine e ceva fantastic. Mi-aduce aminte copilăria. Știm cum se face, că noi am copilării la țară. Dar problema e unde punem astea. Eu am avut sentimentul că mă întorc în timp. Sunt alături de bunicii mei la țară. Mie-mi plăcea. Eu curățam, știi, cu din aia, așa, curățam. Da, da, și asta. A fost, cred că, unul din cele mai emoționate momente. Când faci o acțiune pe care noi mi-ai făcut-o din copilărie și pui mâna să faci acel lucru și parcă te duci instant în copilăria ta. Parcă îmi simțeam bunicii alături de mine. A fost foarte emoționant. Să faci ceva ce n-ai făcut de zeci de ani, dar să-ți meargă mâinile. Și efectiv mă vedeam copil și mi-aminteam cum îmi spunea bunicul și bunica, trage așa, ține de acolo, rupe de acolo. A fost foarte, foarte frumos și sora mea a retrăit aceleași amintiri ale copilăriei, amintiri care rămân puternic marcate. Undeva unde, cred că dacă acasă stăteam să mă gândesc la asta, nu aveam imagine atât de clară, atât de vie. Cum ziceam, măic? Hai, fa, mama, ajutați-mă și pe mine. Da. Să termin și eu. Care-s gura lor? Fata, nu te mai las la tine, da. Când pleci. Larișor? Cum zici? Larișor, hai, fa, Larișor. Dacă nu mă ajuți... Vine, vă dă măica bani. Vă dă măica bani. Când îi aveam, Dumnezeu să ierte. Ne deranja că ne pune la treabă și acum ne bucurăm că retrăim amintirile copilăriei când ne pune cineva. Regret că nu mai am bunici și că nu mai am unde merge să petrec puțin timp așa cum era odată, aproape de pământ, aproape de natură, departe de tot ce ne bombardează în zilele noastre. Larisa cu Dana, într-adevăr, au stat mai mult la țară, la bunicii din partea mamei mele și a unchiului. Eu am petrecut un pic mai mult timp cu bunicii din partea tatălui.
Am stat cea mai lungă perioadă pe care am stat-o la țară cât eram mic, a fost undeva la 6 luni, dar eram destul de mic, cred că aveam 5-6 ani, chestii de genul ăsta. Dar de atunci nu prea, mai petreceam vacanțe, dar rar. Cred că stăteam câte o săptămână în vacanța de vară, mai mult de atât nu. Bunicii mei așa culegeau porumbul, să știi. Și îl puneau în căruțe, stăteam toată ziua la câmp. Ulterior a rămas doar bunica, mergeam la ea în vizită împreună cu mama și cu tata, dar nu stăteam foarte mult. Mi-amintesc parcă o singură vacanță, am stat cu Lari undeva la 2 săptămâni la bunica mătușei mele. Mai știi cuvintele? Nu-i rostiți porumbul, fetelor, da? Nu putem lucra așa, Sony! Sunt gaze! Trebuia să mai țin și respirația de 2 ori la rând, pentru că făcea tractorul la pur, dădea gaz. Atunci nu respirai. Noi muncim cel mai nasol aici. Eu am muncit în niște condiții groaznice. Deci eu am făcut acolo jumătate de zi, așa. Hai să-i schimbăm un pic. Greu să pui la muncă, Liviu. Hai, Liviu, hai, te rog, hai. Încercați să facem ceva. Domnul inginer! Mai puteți? După care, bineînțeles, tot eu am luat cea mai grea muncă, să iau cu un braț mecanizat, tocul și forță pe care trebuia să o controlez. Erau 7 manete, 2 făceau același lucru. Asta are, asta n-are, asta e câștigătoare. Ia fă tu așa cu un braț, să iei un lemn de acolo și să-l pui acolo, să-l strângi, să-l întorci, să-l pui, să-l dai, să-l întorci, să-l pui, dai, cu 7 manete pe care le-ai văzut pentru prima oară în viața ta. Deja făcea brațul ăla. Și dacă nu s-a jucat Liviu la mine, bă, exact, așa e. Jur, deci n-a avut când a fost mic, când era cu ireiul la 19 ani, joa păpușele de la toate prostiile din magazin. Până la urmă m-am descurcat, am la vot de copaci, am aruncat pe un curte pe acolo, am fost și elicopterul. Bine! Am mărit tot timpul pe gât aici. Ce face? Ce face? Hei! Am adus dintea mai puștearul aici. De ce să vină să ne controleze dacă noi munceam? Hei, Jacu, ce face? Văd că nu mai dă mine. Bă, mă iubește, mă. Nu mai caută pe Sony. Îmi și face mie. Se uită la mine și face... Liviu! Dă pe tăt! Să mă dau la o parte să dea soare. Băiat, deci nu mai dă mine. Cred că s-a maturizat. N-am urdărit unghiile cu pământ, aveam picioarele Adidas pe care erau tot murdare. Tatiana, pui aici. E foarte greu. Deja aveam durere de ziua înainte cu tot ce am făcut-o de greutate. Obositor, sincer. Sandy! Da? Am foame, Sandy! Și mie mi-e foame! Și mie! Doamne, asta vezi câtă încredere are. Noi nici nu stă să ne verifici. Da. Ma quanta voglia di sudare quando ci sei tu. Stein, mecanic. Trebuie că facem asta? Hai, facem! E obișnuit cu munca. E clar, stând un circ de atâta vreme, îți dai seama că probabil a avut diferite sarcini, au de făcut destule lucruri pe aici. Dar nu cred că e obișnuit neapărat să taie cocini sau să coleagă porumb. Nu cred că am mai făcut-o. Eu nu li prendo quelli. La un dat când obosește, chiar nu-i mai arde de absolut nimic. Adică dacă a obosit, e clar, e gata, nu mai poți să faci nimic cu el. Dacă vine neamărit și nu vede treaba făcută, jar mâncați. Alea, Marin! Aduce și prăște. Aduce și prăște și uite ce pietre avem. Da. Din ce mi-a spus el, ar mai fi fost la cules de porumb la ei în Italia, dar nu să stea toată ziua, îți dai seama, să muncească, să culeagă porumb. N-am întors în locul unde ar trebui să așteptam să termină celelalți și am văzut tot ceva care se face un pic de box. Și am zis, hai, arătăm că asta e Liviu.
Liviu Burciu. El nu vorbește, doar enervează. Atunci, opa! Le iubim atât de mult că am început, pa, pa, pa! N-am un pic descarcat. Bravo, Liviu Burciu! Fetelor, de ce stați? Tatiana cu Sandy stăteau și nu mi-a plăcut asta și le-a zis, alo, ce facem aici? Păi... Cine stă? Am terminat acum, am făcut și sport. Unii muncim și unii stăm, hai, dați-i drumul. Nu că Sandy hai, și că... Hai, să măture la porumbei. Deci e o bucată de lemn care s-a spart aici în curte. Deci nu e făcută... Deci când ai crăpat-o, ai găsit-o așa. Bă, ce înseamnă Dumnezeu? A găsit tot un lemn, l-a tăiat și era cruce. Bă, cruce exact acolo. Da, pe mine asta m-a frapat. Bă, ăla când tai, uite cum tai acum și pe exemplu, da? Nu știe ce da, e da? Da. Să taie de aici. Normal. Sau de aici. Da. Nu. Foarte drăguț omul de aici, ne-a servit cu pepene, a fost mulțumit de munca prestată. Simți nevoia ca orice om după mai multe activități să te odinești un pic, dar cu Neamărin nu prea poți, adică asta e viața. Hai să încărcăm alea. Vă duce și duce la gunoi. Și voi doar mai așezați câteva lemne acolo și plecăm. Puturosul, tot puturos. Păi, Neamărine, să nu luăm lemne groase, să luăm de alea subțiri. Sonia la mine, eu la el, Sonia la mine, eu la el. Să uite Neamărin, poc, îl puneam în grămadă. Hai, mai iau unul, iar. Îmi dorești și acum să plouă, că dacă plouă nu mai face nimeni nimic. Să duce fiecare... Plecăm. Tu ai piciorangele astea, dacă stai pe spate, zici că ești troleul de la de asărit alea după sărbă, știi? Câte răbdare am avut în viața mea! S-a dezlănțuit. Una, două, bravo băiatul tati! Nu eram cu dreptul, era cu stângul. 3, 2, 3, 4, 2, 3. Nu eram înainte, era înapoi. Noi făceam dans popular românesc, el făcea hip-hop. Numai contra, ca să ne strice tot. Cine-ți mai prezintă, băi, inconștientule?